tale, înaintea celui preanalt și dacă ai greșit față de semenii tăi, iertarea, ca să o poți simți, trebuie să dai iertare. Iată, în mijlocul tău, de multă vreme am văzut inimi care au neiertare. Așa vorbește Domnul. Am în vedere să las iertare peste cel ce se căiește, zice Domnul. Am în vedere să las iertare pentru cel ce știe să dea iertare, fără să caute pricină. Iată, vegheatorii și străjerii sunt chemați să se urce sus pe zid. Căci obi rai de ela, căci vrăjmașul a spus, vom împrăștia poporul acesta. Încetul cu încetul, nu dintr-o dată îi rupem. Încetul cu încetul îi lăsăm în pornirile lor și căutăm să îi împrăștiem. Încetul cu încetul să le meargă numele că trăiesc. Așa vorbește Domnul. Aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Ai fost chemat să umbli în unitate, zice Domnul. De aceea, în vremea aceasta, caută să strângi rândurile. Neomana vialet, pentru cei cu perii cărunți. Vrășmașul spus pe unii, nu-i putem opri din alergare, dar îi vom face să-și piardă din răsplătire. Așa vorbește Domnul, vegheați în vremea aceasta. Căci iată, sfârșitul alergării unora este mai aproape decât vă gândiți voi. Numărătoarea zilelor este la mine, Domnul. Și vreau să lucrez în cetatea aceasta încă cu îndurare, ca nu cumva să fac un semn în cetatea aceasta și cum mulți au zis, ce se întâmplă acolo? Iată, din nou să fie o priveliște cetatea aceasta, așa vorbește Domnul. Placă-vă în vremea aceasta fiecare să vă cercetați pe voi și corturile voastre. Cercetați-vă altarul vostru, zice Domnul. Altarul să fie drept, să fie pus în lerovia aleie. În vremea aceasta mulțumirea pe altar, nu din cuvinte, ci din adâncul inimii. Să fie delimitat perimetrul ascultării. Căci numai astfel sunt primite jertfele. Iată, zice Domnul, sunt prezent. Și văd mintea unora, chiar în momentul acesta, judecă lucrarea mea. Și pe cel ce vorbește în numele meu, judecați-vă pe voi înșivă, căci încă este vremea îndurării, zice Domnul. Cheobana via ales, vremea aceasta se cheamă încă o vreme de îndurare. Și vine o altă vreme, când urcușul poporului meu va fi mai greu. Și dacă unora le s-a poporul vremea care a trecut grea, vremea care vine la fi mai grea, zice Domnul. De aceea, zice Domnul, fiți cu lor aminte și în vremea aceasta nu cereți iertare de pe buze, nu dați iertare de pe buze, cereți iertare din adâncul inimii, fiecare în dreptul vinovăției lui și dați iertarea din toată inima ca să puteți să aveți viață și să nu fiți judecați. Amin, așa vă mulțumesc, Domnul.